Trecem la primul subiect mare din această dimineață, infertilitatea. Vorbim despre el cu Elena Miclea, este directorul general al Asociației SOS Infertilitate, și cu doctora Adina Mazidu, medic specialist endocrinolog. Bine ați venit în platoul nostru. Așadar, viața e frumoasă dacă ai și copii, nu? Dar ce te faci atunci când nu poți să-i, mă rog, nu poți să-i faci pe cale naturală, așa cum se zice în popor, trebuie să apelezi la, mă rog, aceste, hai să le spunem, servicii, nu? Ce sunt până la urmă? Sunt servicii, nu? Tehnicile moderne de reproducere asistată. Reproducere umană asistată medical. În termen medical. Bun, am vrut să fiu... Să fiu riguros, tocmai de asta nu m-am aventurat. Haideți să ne spuneți, doamna Miclea, ce este de fapt această infertilitate? Este o boală? Este... În ce categorie am putea o încadra? Este o boală. Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut-o și catalogat-o ca o boală. Deci infertilitatea este o boală. Afectează aproximativ 15% din cuplurile aflate la o vârstă de reproducere. Adică un cuplu din 6. Un cuplu din 6 are probleme de infertilitate. Bun, știu că dumneavoastră, deși sunteți medic specialist endocrinolog, v-ați ocupat în trecut de aceste probleme. La ce grupe de vârstă, hai să nu zic că apare aceasta, care sunt cele mai frecvente cazuri care vă vin? Problemele de obicei apar, după în general, 30, după vârsta 40 de 30 de ani. De ani pentru doamne și după 35 de ani, să spunem așa, în limite largi, pentru bărbați. Din păcate, femeile își doresc să aibă și ele o viață, în primul rând, socială, să aibă o profesie stabilă, să aibă un loc de muncă și după aceea se gândesc la problema copiilor. Pentru bărbați, problemele sunt un pic diferite. E vorba de fumat, de consumul de droguri, care și ele pot altera calitatea spermei, de asemenea de stresul din zilele noastre, care și el modifică în sens negativ volumul și numărul de spermatozoizi. Trebuie să vă spun că, în principiu, poate să fie o problemă și pentru cuplurile mai tinere, dar, în general, ne confruntăm cu persoane, să spunem, la mijlocul vieții lor, în jur de 30-35 de ani, care au ajuns în postura de a avea câțiva ani de conviețuire, 4-5 ani de conviețuire, și care își doresc un copil. Vreau să reprezentați această asociație, SOS Infertilitatea. Când s-a născut ea și de unde nevoia, în fond, pentru asemenea asociație? În martie 2008 ne-am constituit sub formă de grup de inițiativă, SOS Infertilitatea, iar în toamna anului 2009 am devenit și asociație. A pornit din dorința de a beneficia de ajutor din partea statului. În 2008 eram la prima fertilizare in vitro nereușită, după ce apelasem la un credit bancar pentru a face acea procedură. Și nu mai aveam. Deci, în țara noastră, să înțeleg că e o procedură, mă rog, într-o fază oarecum incipient, adică suntem la început de drum, sau de când se fac practic în țara noastră asemenea fertilizări? În 2005 s-a deschis centru din Giulești, dacă nu mă înșel, dar se făceau cu mult mai mult timp înainte, în Timișoara, la domnul doctor profesor Munteanu. Cred că în 98, dacă nu mă înșel, nu știu exact datele când a fost făcută prima fertilizare in vitro în România. Bun. Cine vine de regulă la medic? Vine femeia, vine și bărbatul? De obicei, vin doamnele sunt primele care apar la consultație. Pe domnii convingem un pic mai dificil, iar când păi aud de cuvântul probabil i-ar spune că, domne, să facem eu pot, acum du-te tu. Pe jumate dintre ei ai pierdut la ușă. De obicei, doamnele sunt cele care vin și își doresc copilul, uneori chiar fără dorința partenerului. Și pe ele, în principiu, trebuie să le investigăm mai în amănunțime. La domn, treaba este relativ simplă. Se începe cu o spermogramă, care se face după 4 zile de repaus sexual. Este simplu de citit, este ușor de interpretat, putem să punem un diagnostic. În momentul în care numărul de spermatozoizi este suficient pentru a obține o sarcină și sunt suficient de mobili și au toate calitățile necesare, pe bărbat îl putem practic exclude din aceste investigații. La doamne, investigațiile sunt mult mai amănunțite, durează mult mai mult timp. Trebuie să investigăm în primul rând dacă doamna respectivă are sau nu are ovulație, ceea ce poate lua, de exemplu, și 3 cicluri menstruale succesive pentru a investiga acest lucru. Trebuie să investigăm dacă trompele sunt permeabile pentru a avea pe unde să circule acel
ovul și ulterior ovocitul care este fertilizat și trebuie de asemenea să investigăm dacă nu cumva sunt niște motive care împiedică ca acel ou fecundat să se depună în interiorul uterului, să se fixeze în interiorul uterului. Deci pentru doamne investigație sunt un pic mai detaliate. M-am zis la domn, dacă avem o spermogramă normală și ne putem baza pe un număr bun de spermatozoizi suficient pentru a obține o sarcină pe căi naturale, treaba este simplă. Dacă nu, începem și investigații mai amănunțite, inclusiv în domeniul endocrinologic. Bun, și ce ne facem dacă amândoi au probleme? Trebuie să rezolvăm fiecare partener în parte. De exemplu, la bărbați se corectează lipsa de hormon masculin, de testosteron, da? Se corectează eventualele deficite hormonale, de FSH, LH. Ne asigurăm că am rezolvat orice formă de infecție. Ne asigurăm că am rezolvat patologia locală. De exemplu, pachete de vene, se cheamă varicocel, care pot să crească temperatura locală și să împiedice formarea de spermatozoizi normali sau anomalii ale aparatului genital și așa mai departe. Deci trebuie, în principiu, rezolvat fiecare dintre parteneri, trebuie să fim siguri că fiecare etapă este îndeplinită și este corect, da, îndeplinită și mai departe putem să trecem la procedura ca atare. Da? În absența unui ovocit și în absența unui spermatozoid viabil nu putem cum să obținem un copil, ce este imposibil. Deci trebuie să ne asigurăm că avem cele două componente, ovocitul ca atare și spermatozoidul ca atare. Altfel, treburile sunt imposibile, trebuie să obținem cele două produse. Există și varianta acelor donatori de ovocite sau a donatorilor de spermă, da? Dar este un pic mai complicat și sunt mai multe probleme din punct de vedere etic care se pun în aceste situații. În România, treburile nu sunt încă foarte bine reglementate în acest domeniu. Eu, în general, le sugerez doamnelor să iau un ovocit de la o persoană relativ înrudită, dar se poate obține un ovocit și de la o pacientă care nu are niciun fel de legătură de rudenie cu doamna care este în cauză. Iar pentru donatorii de spermă, așa cum am avut noi discuția preliminară, lucrurile sunt încă la început. În România se consideră că este rușinos să te duci să donezi spermă. Exact asta vreau să vă întreb. Cum reacționează un bărbat în momentul când medicul îi spune că ar trebui să luăm o mostră din materialul genetic al altcuiva? Cred că depinde de bărbat. Cred că se duce acasă și zice, nu mai am nevoie nici de copii, lasă-vă că nu. Nu, am întâlnit bărbați care își doresc și ei la fel de mult ca și soția lor un copil și atunci își asumă absolut tot ce înseamnă analize, se duc, le fac, sârguincioși. Cred că depinde de felul, sunt oameni și oameni. Sunt bărbați care nu au probleme cu astfel de orgolii care până la urmă mi se par total nefondate. Mă rog, pot să vezi, să afli într-un fel de la cine provine materialul genetic sau cum te duci, te duci la medic? Nici nu este indicat să afli. Nu trebuie să afli. Donatorul trebuie să rămână anonim. Păi și dacă ți iese un copil mexican, chinez? Nu, dar caracteristicile biologice acestea mari le putem alege. De exemplu, deci te duci acolo și zici, aș vrea să fie mai înalt. Vreau deci, probabil să fie, de exemplu, blond, să fie cu un nivel educativ ridicat, să fie avut niște studii superioare, să spunem. Deci noi putem să alegem câteva caracteristici ale copilului pe care dorim să-l obținem. Bun, putem și să alegem. Și la partea feminină tot la fel, nu? Referitor la ovocite este mai dificil pentru că, în general, aici, la ovocite, treburile sunt un pic mai delicate. Da? E mai greu să obții de la o doamnă un ovocit decât să obții spermă. Și, în general, nu prea îți mai permis să faci prea multe alegeri. Poți să-ți alegi, da. Opțiunile sunt mai limitate decât la spermă. Acolo varietatea este mai mare, să spunem așa. Nu prea există bănci de ovocite. Nu prea există bănci de ovocite și nu prea îți permis să alegi. Adică, în general, sunt puține doamne care vor să doneze fără să fie recompensate. Da? Și atunci treburile sunt mai delicate. În general, e cineva din familie pe care îl cunoști sau, să spunem, dacă ai o soră mai tânără decât tine și acea soră are copii și e dispusă să-ți doneze un ovocit, iarăși poți să folosești varianta asta, dar e un pic mai delicat decât la bărbați. Acolo punem sperma la prezervat, o înghețăm și o putem folosi oricând dorim. Pentru doamne e mai dificil. Ovocitele sunt cel mai delicate și în momentul în care le decongelăm de foarte multe ori, le lezăm, adică le stricăm irreversibil și nu le mai putem folosi. Bun, cam cât costă o asemenea procedură? Procedura de fertilizare in vitro pleacă undeva de la 1400 de euro și ajunge până la 4000-4500 de euro. Bine, aceste prețuri sunt exact cum le vedem, nu? Prețurile pe panourile cu mașini prin oraș, de la și dacă te-a pus să pui opționale, se mai adaugă la aceste costuri, se adaugă costul analizelor care sunt în jur de 1000 de euro. Și de asemenea, euro numai analizele? Da, la început pentru dosarul. E vorba de niște investigații care se pot face, de exemplu, la o zi sau la două zile. Dozările hormonale.
trebuie făcute. Dozările de beta-HCG trebuie lucrate. Plus că trebuie să spunem faptul că medicația care se utilizează este o medicație scumpă, de multe ori greu de procurat. De multe ori pacienții o aduc din afară pentru că acolo e mai accesibilă și ca preț. Și presupun că nu se dă pe rețete compensate.